frate Arturo Rios, mai percepito, ma che sia il nuovo episodio di Sinistra The Scars Death Stavos, facciamo un nuovo episodio. Non ti da 5 minuti a prima, lasciamo sin sit. Pur simple, lasciamo sin sit, ma ho deciso di fiumare mattinale astăzi. Ce să zic, zis ce făcut. Filmez la 5 dimineața pentru că m-am trezit de asta, mai devreme să fiu niște clipuri și să vreau să vorbesc despre niște lucruri în acest videoclip interesant. Deci da, ăla a căzut singur în void și jocul decurge foarte frumos pe moment, ce să spun. De exemplu, dacă mie îmi pică internetul pentru o săptămână, eu ce o să fac cu viața mea, mă rog, dacă pic, nu cred că o să reușesc eu să filmez 7 clipuri din avans. Ide. Nu te cred! Da, deci să e foarte surprinzător faptul că la ora asta sunt destul de mulți tryhards aparent, ceea ce e un lucru la care chiar nu mă așteptam, deci nu e o idee bună, nu vă treziți la 5 dimineața să jucați Minecraft, nu e o idee bună. Ascultați-mă că știu ce zic, că tocmai am făcut asta. Dacă mă bate... Fă pără, îl cheamă Anailse. A vrut și el nume OG și a schimbat literele, dar nimeni nu se-și dea seama pentru că Hypixel este jucat de analfabeți. Fiți atenți ce mă duc să-i bat pe toți. Ha. Da, frate, am plecat la midi, ești nebun? Nu vreau să cad în voi, să-i armura. N-am reușit. Da, asta are hack-uri. Da, frate, știm că ai hack-uri, dar nu trebuie să ne zici chiar așa. Și s-a zis de grăsuț, puteți să mi-a zis respirația, am respirația de aia de grăsuț. Da, aparent s-o cam entuziasmat azi loc, l-a bătut pe unul care avea armură de la mid. Și am pierdut un match cu 5 kill-uri în care eram full mid și da, sunt bun. Ok, o să ne jucăm de asta cu 2 player pentru că poate ne mai ușor cine. Bă, da, mamă, deci ce șmechere e textura asta, uitați-vă. Cum arată inventarul plin de poțiuni? Mamă, cât de bine arată poțiunile. Vrei să facem PvP? Dar nu trebuie să dai cu blocul mine ca să facem PvP. Am primit un mesaj anonim de la un om anonim pe Steam. Nu e pe o platformă anonimă. Vă așteptați să fie pe o platformă anonimă? E bine, nu e. Am primit un mesaj. De ce n-am filmat? Deci când mai fost postez videouri? După cum am zis, o să fiu destul de ocupat vacanța asta. Bă, dar ce chunk prost. Nu-mi place chunk-ul ăsta. Îl fusese de aici în splendoare un analfabet funcțional. Tot ce știe, orice s-ar pare, el zice GG. Fuge, GG. GG. Deci e și în Skyverse problema asta. Nu e doar un sistem de învățământ din România. Ha, got him. Deci am făcut niște lucruri în viața asta și aparent o să pot, am 8 gheppeluri, ei, o să pot să vă aplaudez mai ok clipul. Nu știu dacă știți, dar mie acum un clip de 10 minute, 720x60 să fie aplaudat, decât 2 ore, puțin. Doar 2 ore, azi ești analfabet și nu știam eu. Dar tu cum vrei să câștigi? Așa vrei să câștigi? Acum o să se urce în copac, că... Got him. Nu zic GG. Ok, tipul ăsta măcar n-a zis GG. Ok, deci o să vă zic ce nu vreau să aplaudez de nimic. Unu, pentru că n-am chef și doi, pentru că nu mai am idei bune de video după aia. Și surprinzător a fost o idee foarte proastă să mă trezesc de vreme să joc Skyward, pentru că playerii, ultimii proști playerii ăștia, deci vă zic eu clar, deci nu faceți ce am făcut eu, nu e o idee bună. Brizzly Bridge, am făcut Brizzly Bridge. Uitați-vă la tipul ăsta, aoleu, dă cu blocul. Bă da, nu numai deci e super enervant. Deci, știți cum am zis clipul trecut, că pot să, că trolez oamenii, bă, mă trolează ei pe mine. Bă, da, mi-e așa în lag. Puteți observa experiența Hypixel de la ora 5 dimineața, este foarte frumos. Ok, hai să facem un lucru interesant, hai să ne uităm la numele copiilor de pe Bedwars.
Deci, uitați-vă voi la MVP++ Crafter 130. Credeți voi că l-are X Share L? Am pus L în nume. Pur și simplu, ăsta o să fie video de acum. Astea o să fie videourile de acum. O să stau în lobby și pur și simplu pentru 10 minute o să vă citesc numele jucătorilor. Shadow Check, Star Girl, High Speed Skill. Bă, dau și ăștia niște nume. I Like Positivity. Deci ăla este cel mai ULTRXH. Comunitatea Minecraft e uitați să lăsați un like. E foarte important să strângem 10 like-uri la acest clip. Nu mă las de YouTube.